Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Alicia Cobescu, iar astăzi citim Un cadou pentru Oli. Oli și Eva, pitiți după un malder de gunoaie, se uitau pe furiș la oameni. Purtarea lor ciudată îi făcuse curioși. Ce puneau oare la cale? Doi bărbați atârnau luminițe colorate pe un gard ruginit, un altul monta o statuie de plastic a unui bătrân cu barbă albă în costum roșu, iar o femeie ancora un brad artificial argintiu și îl împodobea cu niște sfere roșii și verzi. Dar cel mai ciudat? Voios din cale afară, căpitanul navei Axioma cânta cât îl ținea gura. Oli și Eva se apropiară și mai mult. Îi chemară și pe prietenii lor să li se alăture. Roboții îi priveau curioși pe oamenii care atârnau de fațada magazinului un cerc verde cu buline mici roșii. Și mai mulți oameni începură să cânte. O parte dintre roboți mai văzuseră acest comportament și înainte pe Axioma. Apărea odată la 12 luni, dar nu putuseră niciodată să înțeleagă de ce. Oli se uită mai atent la oameni ca să înțeleagă ce era diferit și își dădu seama că acum oamenii erau fericiți. Pe nava Axioma păreau mereu obosiți sau plictisiți, dar aici, pe pământ, se pare că lucrurile pe care le făceau îi umpleau de fericire. Dacă îi făceau atât de fericiți pe oameni, Oli se gândea că poate i-ar face fericiți și pe roboți. Roboții îi studiară pe oameni ore întregi, stocau toate informațiile în creierul lor computerizat, apoi începură să imite. Câțiva roboți adunară resturi rămase de la oameni, bucăți de beteală, ramuri artificiale de vâsc, bucățele de hârtie colorată. Alți roboți colectară sute de instalații luminoase și împodobiră cu ele remorca în care locuia Oli. Când le aprinseră pe toate, luceau atât de intens că părea o supernovă. Mop atârnă șosete vechi de celălalt perete, habar n-avea la ce foloseau, dar dacă oamenii așa făceau, trebuia să facă și el. Robotul aspirator aspiră pungi întregi de fulgi de polistiren pentru ambalat, dar și mult praf odată cu ele. Hap-ciu! Strănută el. Fulgii plutiră în aer și se așternură pe jos ca o pătură de zăpadă. Oli și Eva hoinăreau în căutarea altor lucruri bune de folosit. Oli o luă într-o parte, Eva în cealaltă. Eva ridică de jos o bucată de metal strălucitor și niște hârtie de împachetat și le ascunse în cavitatea din pieptul ei. Auzi doi oameni vorbind. Unul era căpitanul. Ce mai place Crăciunul, spuse unul dintre ei. Luminițele, globurile, turta dulce, cadourile. Crăciunul este sărbătoarea mea preferată. Crăciun? Ce nume frumos! Eva îl tot repetă în minte și asta a făcut să iasă scântei din toate circuitele ei. Asta făceau oamenii. Crăciun? Trase mai departe cu urechea. Da, spuse căpitanul încet, dar nu uita, Crăciunul nu înseamnă doar lucruri. Înseamnă să dăruiești, nu doar să primești cadouri. Înseamnă să le arăți prietenilor și familiei că-ți pasă de ei. Cuvintele căpitanului bâzâiră în capul Evei. Roboții nu aveau familie, dar aveau prieteni. Iar Eva avea un prieten care însemna enorm pentru ea, Oli. O salvase de pe navă și îi dăduse din piesele lui de schimb. Oli avusese grijă de ea și veghease asupra ei. Eva voia să-i arate lui Oli recunoștința ei. Dar ce cadou ar fi potrivit? Scotoci peste tot, căută în lung și în lat. Găsi multe obiecte prin gunoaie, dar niciunul nu era bun pentru un prieten special. Deodată însă, la depărtare de remorca lui Oli, privirea ei căzu pe cadoul perfect. Două zile mai târziu era ajunul Crăciunului. Roboții sărbătoreau la fel ca oamenii. Cântau cu bipuri cântecele pe care le auziseră. Nu înțelegeau tot timpul cuvintele oamenilor, așa că și inventaseră propriile cuvinte. În timp ce roboții petreceau, Eva ținea în mână un cadou pentru Oli.
Era împachetat într-o hârtie frumoasă cu imprimeuri. Eva? Întrebă el. Eva dădu din cap. Wally admiră hârtia colorată care strălucea. Privea cadoul cu atâta atenție că aproape n-o văzut pe Eva când îi făcea un semn. Deschide-l, spuse ea. Wally desfăcu atent cadoul. În mâinile lui robotice se afla un pui de brad. Numele întreg al Evei era evaluator de vegetație extraterestră. Fusese antrenată să găsească plante și era atrasă de acest copăcel. Știa că Wally, cu blândețea și inima lui mare, avea să aibă grijă de el mai bine ca oricine. Wally și Eva ieșiră împreună afară, săpară o groapă în pământ și plantară puiul de brad. Wally îi puse în vârf o stea argintie. Steaua licărea, reflectând lumina stelelor adevărate care sclipeau pe cer. Eva întinse mâna spre Wally și el i-o strânse într-a lui. Eva. Acum Wally înțelegea de ce oamenii îndrăgesc atât de mult Crăciunul. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.